toate televiziunile se dezbate moralitatea ministrului muncii, doamna Mariana Câmpeanu. Se discută despre modul în care anumite informații, anumite anchete ziaristice ajung să fie promovate, ajung în presă. Și vezi, doamne, sigur de desubt este un interes să fie transformată o persoană într-o victimă politică. Acum se dezbate dacă să demisioneze sau să fie demisă doamna Maria Câmpeanu. Și eu zic așa, analizând tot la nivel de informații vehiculate prin presă, neștiind alte dedesubturi și neștiind cine îi vrea rău acestei distinse doamne. Și spun că nu ar trebui să demisioneze pentru că unul dintre fii este cercetat penal în legătură cu niște bani solicitați pe diferite traininguri. Nu trebuie să demisioneze nici că șefa dânsei de cabinet este condamnată deja la 3 ani pentru infracțiuni de corupție prin intermediul dânseia s-au pretins bani și s-au primit bani pentru a fi angajate diferite persoane în minister, pe care doamna ministru conduce. Doamna ministru nu trebuie să demisioneze nici pentru că în condiții dubioase soțul dânsei a primit fără să stea la rând, așa cum a zis doamna ministru, înainte de prezentarea unor documente, o pensie de handicap la cel mai înalt nivel și cu un soțitor. Nu trebuie să demisioneze pentru că, spune dânsa, astea sunt probe indirecte și țin de moralitate, nu de încălcarea legii, ori, după cum se știe, miniștrilor li se amputează latura morală când devin miniștri. Dar spun cu tărie că doamna ministru trebuie să demisioneze pentru că în România se întâmplă cazul ca cel care ne-a fost adus nouă la îndemână. Unde o doamnă de 70 de ani prezentă în fața unei comisii cu un picior amputat în întregime, este depistată, adică este, se constată în 11.4. În 21.4.2011 că este deficiență funcțională gravă cu asistent personal. Îi se stabilește o pensie de 530 de lei fără să se ajungă vreodată să-i se dea și bani pentru asistent personal. Persoana stă în apartament, n-a mai ieșit de 3 ani, de 4 ani și nu se poate deplasa. Este chemată din nou peste un an. Dar pentru că este singură. N-a avut cine s-o care. Nu mai este deficiență funcțională gravă. Este deficiență funcțională accentuată. Eu fi crescut piciorul până la genunchi și nu știm noi. Și îi se dă o pensie de 293 de lei, iar ulterior este prinsă într-o categorie de handicap de gradul 2 și se dă o pensie de 234 de lei. Deci nu vorbim de vreo afecțiune cronică în diferite stadii de evoluție în care pot avea, eu știu, stări de bine și așa mai departe. Noi vorbim de un picior amputat în întregime. Vorbim de o femeie de peste 70 de ani, la vârstă la care sunt o grămadă de alte boli care concură. Diabet, eu știu, alte lucruri care nu fac decât să surpe acest corp fizic.